Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la știrile amiezii la Doto TV. Eu sunt Ivet Mârza. Pentru început, haideți să vedem cele mai importante titluri ale ediției pe scurt. Primarul Constanței, Virgil Chițac, a fost dat în judecată de fostul manager al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, demis după incendiul de la ATI. Care? Misiune de căutare seara trecută în Munții Măcin. Două persoane care se rătăciseră au fost găsite de pompierii din Tulcea după mai bine de 4 ore de căutări. Cum arată jarul? Cred că o să iasă o pâine foarte bună, dar mai trebuie să lăsăm puțin să ardă. Călătorim până aproape de Târgușor, unde vă arătăm o gospodărie tradițională din Dobrogea, unde pâinea încă se mai coace pe îndelete în cuptoare de lut. Primarul Constanței, Virgil Chițac, a fost dat în judecată de fostul manager al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, demis după incendiul de la ATI. Printr-o acțiune în contencios administrativ la Tribunalul Constanța, medicul Stella Halichidis cere anularea dispoziției prin care a fost demisă din funcția de conducere. Dosarul a fost înregistrat pe data de 8 noiembrie, iar primul termen de judecată urmează să fie stabilit. Vă reamintesc, primarul Constanței, Virgil Chițac, a demis-o pe Stella Halichidis din funcția de manager a Spitalului de Boli Infecțioase la solicitarea premierului Florin Câțu, după incendiul din secția ATI a spitalului. Din cauza fumului și a flăcărilor, 7 pacienți au murit pe loc, iar alți 5 și-au pierdut viața după ce au fost transferați în alte spitale din Constanța. Misiune de căutare seara trecută în Munții Măcin. Două persoane care se rătăciseră au fost găsite de pompierii din Tulcea după mai bine de 4 ore de căutări. Bucare. Noaptea trecută, în jurul orei 23:10, un bărbat de 44 de ani a sunat la 112 și a anunțat că s-a rătăcit în Parcul Național Munții Măcinului. Acesta a povestit că a plecat în drumeție pe munte din zona localității Greci împreună cu prietena sa, o femeie de 36 de ani. La un moment dat, s-au despărțit în încercarea de a găsi drumul de întoarcere. S-au rătăcit și mai tare din cauza întunericului, iar bărbatul a decis să ceară ajutor. În căutarea lor au pornit 8 subofițeri din Măcin cu o auto specială de primă intervenție și comandă și o ambulanță SMURD și 4 subofițeri de la detașamentul de pompieri Tulcea cu o auto specială de primă intervenție și comandă. După aproximativ 4 ore de căutări, cele două persoane au fost găsite, mai întâi bărbatul și apoi femeia, care era însoțită de un câine. Ambele persoane erau tefere și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Strada Ștefan cel Mare este un șantier încă de astăvară. După mai multe lucrări de reabilitare a rețelelor de utilitate publică din subteran, acum au început și lucrările de modernizare a aleii pietonale. Vor fi instalate mobilier urban și fântâne arteziene, vor fi amenajate spații verzi, vor fi iluminate trotuarele, se vor amenaja piste pentru biciclete și treceri de pietoni și vor fi modernizate și stațiile de transport public. Aproximativ un an de zile, conform proiectului, aici va fi instalat un nou mobilier urban. Fântâne arteziene, de asemenea, vor fi noi trotuare, se vor amenaja piste de biciclete și treceri pentru pietoni, dar se vor amenaja și noi stații de transport în comun. După efectuarea lucrărilor la conductele de apă și cele termice, a venit rândul primăriei să lucreze pe strada Ștefan cel Mare pentru proiectul Acces și Mobilitate Pietonală în zona centrală a municipiului Constanța, cu mare întârziere însă. Deși contractul de execuție a lucrărilor a fost semnat la începutul verii, lucrările au început efectiv abia pe 21 octombrie. Este un proiect de amploare pentru că nu cuprinde doar strada Ștefan cel Mare, ci cuprinde și strada Ferdinand și Cuza Vodă. Vorbim doar pe Ștefan cel Mare de circa 15.000 de metri pătrați de spațiu public reabilitat, cu tot cu ce înseamnă pavaj, mobilier urban, iluminat și așa mai departe. Și evident că am încercat să rezolvăm întâi problemele care se află în subteran, și anume cele de aducțiune sau evacuare de apă, dar și cele de termoficare. Pentru că la finalul proiectului din zona centrală să nu mai fim nevoiți să intervenim în subteran. Per ansamblu, vorbim de un proiect de circa 90 de milioane de lei, finanțat din fonduri europene. Constanțenii au făcut slalom printre lucrări toată vara și vor continua să o facă și pe parcursul anului viitor, iar mulți dintre ei nu înțeleg de ce lucrările durează atât de mult. Cum este să faceți slalom pe aici printre lucrări? Rău! Să investească, să lase oamenii să facă bani aici, pentru asta, e centru. Centru vechi, va veni lume.
foarte bine. A obținut autorizație să facă o lucrare, să facă și treaba la loc. Asta ar vrea să vadă domnul primar. Dar când s-au pus astea și acum din nou le scot, iar le... de aici iese mălaiul. Durează foarte mult, ca orice oraș ăsta și nu numai. Administrația locală, pe de altă parte, cere constanțenilor să aibă răbdare și promite revoluție urbană. Traseele pietonale pe Ștefan cel Mare vor fi extinse pe o suprafață de aproximativ 15.800 de metri pătrați. În centrul orașului vor apărea și fântâni arteziene, mai multe spații verzi, dar și mobilier urban inteligent. În cadrul aceluiași proiect de 90 de milioane de lei finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, pe Bulevardul Ferdinand și strada Mircea cel Bătrân vor fi amenajate benzi unice pentru transport și piste pentru biciclete, iar stațiile de autobuz vor fi modernizate. Termenul de finalizare a lucrărilor este ianuarie 2023. În alt preasfințitul Teodosie atacă... În alt preasfințitul Teodosie atacă primăria Constanța. La sfârșitul slujbei hramului bisericii de lemn Sfântul Mare Mucenic Mina din Constanța, arhiepiscopul a acuzat primăria că a izolat biserica de comunitate. La rândul său, preotul paroh Claudiu Banu a subliniat că biserica plătește impozit către bugetul local și a dezvăluit și suma care intră în vistieria statului. Rămâneți legați de biserica Sfântul Mina, care acum a fost izolată de niște autorități care nu știu ce-i biserica, dar sperăm să scoate din izolare biserica aceasta, pentru că așa se cuvine, biserica este a lui Dumnezeu, a Maicii Domnului și a poporului credincios. De aceea se joacă cu focul cei ce pun restricții în drumul spre biserică și blochează și această parcare. Și preoții plătesc parcare fiecare zi, este nefiresc. Îndrăznesc să spun, că știu că așteptați să spun un cuvânt, că nu este drept ceea ce s-a făcut și sperăm ca prin rugăciunile pe care le facem Dumnezeu să facă dreptate. Nu vrem altceva decât să lumineze mințile acelora, nu le dorim răul. Ne rugăm pentru cei ce ne fac rău. Lună de lună, fiecare parohie își plătește impozite la stat. Își plătește salariați, plătește utilități și apoi, din ce rămâne, se fac activități filantropice. Ca fapt divers, parohia noastră plătește lunar, cum vreți, vechi sau noi, cum vreți să vă zic, 17.500 de lei lunar, impozite la stat. Plătește parohia Sfântul Mina, afara faptului că se fac și proiecte. Plătim, așa spune legea, nu ne abate. De aceea trebuie să știm aceste lucruri, că suntem și buni platici la stat, dar suntem și implicați în comunitate. De aceea este timpul să strângem rândurile. Și este timpul să strângem rândurile în jurul sfintelor altare. Vă invit în continuare într-o gospodărie tradițională din Dobrogea, unde pâinea încă se mai coace pe îndelete în cuptoare de lut. Aproape de Târgușor, doamna Elena îi întâmpină pe toți cei care trec pragul cu pâine de vatră, închinată înainte să fie băgată în cuptor, cu coaja groasă și miezul moale, care te duce cu gândul înapoi în casa bunicilor. Nimic nu egalează gustul mâncărurilor pregătite de bunici și mai presus de acestea, gustul și mirosul pâinii de la țară. Frământată în covată de lemn cu făină cernută și apă de izvor, pâinea era cea care reunea familia în jurul mesei. Cu dor în suflet și gândul la tradiție, doamna Elena coace și astăzi pâine ca pe vremea bunicilor într-o gospodărie de lângă Târgușor. Pâinea de casă este foarte bună, ca și mâncarea făcută la focul de lemne și la ceaun este foarte sănătoasă. Așa au găsit strămoșii noștri la pirosrie afară, în oale de lut și în ceaoane pe care le așezau pe plită în bucătărie. Mâncau la măsuță din aceea cu trei picioare și scaunele cu trei picioare. Odată bine crescută, pâinea se închină și apoi se introduce în cuptorul încins zdravăn cu cocen de porumb. Ia să vedem cum arată jarul. E destul de bun. Cum arată jarul? Cred că o să iasă o pâine foarte bună, dar mai trebuie să lăsăm puțin să ardă. Georgiana, nora doamnei Elena, ne împărtășește și un secret pentru ca aluatul să nu se lipească de oală și să se coacă uniform. Da, așezăm foaia de copt
adică și de demult, că nu era înainte, să protejăm un pic fundul pâinii până se coace în interior. Asigură, pentru că ele sunt cărnoase și au oarecare umiditate, asigură perioada necesară creșterii pâinii și coacerii ei în interior, până să se ardă fundul, pentru că ea stând direct pe cărămidă, s-ar putea să se ardă jos și ea să rămână crudă sau bronzată deasupra. Aluatul s-a pregătit din făină, drojdie, puțină sare, ca la orice cocătură. S-a lăsat la despit, o oră jumate, două. Se face cruce. Și apoi se pune în cuptor. Pâinea va sta până când prinde o crustă crocantă aurie. După aproximativ o oră, pâinea este gata. Pâinea este gata, putem să o rupem și să o mâncăm. Vada ce frumos miroase! Cei care vor să redescopere gustul natural plin de savoare al alimentelor pregătite după metode tradiționale, îi trec pragul doamnei Elena, căci femeia coace în cuptor tot felul de bunătăți. Orice mâncare, orice pâine, totul ce faci la cuptorul de luci cu lemne este deosebit față de aragaz, față de plită electrică, față de tot ce este modern acum. În trecut, coptul pâinii era o activitate obișnuită în toate gospodăriile dobrogene, într-un cuptor din chirpici cu lipitură de pământ galben, amplasat fie în curte, fie în continuarea casei, lângă plecătoare. Da, ele încă există. Se întâlnesc în majoritatea satelor. Noi am găsit cuptoare foarte frumoase în satele aflate pe malul Dunării, sate cu populație românească, și le menționez: Ostrov, Oltina, Negureni, Topalu, Capidava, sate în care această tradiție a cuptoarelor aflate în curte încă se păstrează. Pâinea este încărcată de o simbolistică pe cât de veche, pe atât de prezentă în lumea satului, fiind după caz semn de bucurie, rodnicie, belșug și puritate, spun etnologii. Luând diferite forme, pâinea îl însoțește pe om de-a lungul vieții, momentele de bucurie, dar și la necaz, iar acest lucru este vizibil și astăzi în comunitățile tradiționale, în diverse momente de peste an. Una dintre cele mai apreciate jurnaliste din Dobrogea a fost aseară la Doto TV la emisiunea Echidistant, realizată de colega mea Roxana Cioacă. Ziarist, scriitor, profesor universitar și cetățean de onoare al Constanței, Aurelia Lăpușan ne-a readus în atenție povestea revistei Datina, care va aniversa curând 100 de ediții și 30 de ani de la prima apariție. Datina își propune și cred că nu s-a abătut de la programul ei să valorifice pe de o parte cultura, tradițiile, obiceiurile Dobrogei, pe de altă parte personalitățile care au fost de-a lungul timpului uitate sau despre care se știe foarte puțin. Și mă uitam în colecție, chiar am renăscut un spirit al Dobrogei prin oamenii. Se distribuie la centrele culturale, la cămine, la biblioteci, la colaboratorii. Avem și formatul print și în online. Se poate citi și în online? Sigur, sigur. Este pe site-ul centrului. Teatrul pentru copii și tineret ne invită duminică la două spectacole, și pentru cei mari și pentru cei mici. Balaurul înaripat și zeul Poseidon și Rățușca cea urâtă. Doar pământ! Un loc în care oamenii la ora 10 va începe spectacolul Balaurul înaripat și zeul Poseidon, o adaptare după una dintre legendele din antologia de mituri din spațiul dobrogean, Poveștile Mării Negre, semnată de Cristian Cealera. Coordonatorul acestui moment artistic este actorul Dan Cojocaru. Ce faci, fira? Cum merg treburile? N-ai terminat? Ba da, țățico!
De la ora 10 și 30 de minute va avea loc spectacolul Rățușca cea urâtă, spectacol în care micuții vor descoperi povestea micului bobocel de lebădă clocit de o rață în drumul său către adevărata identitate. Regia artistică, scenariul și scenografia piesei sunt realizate de Valentin Dobrescu. Accesul la spectacolul Balaurul înaripat și Zeul Poseidon este gratuit în limita locurilor disponibile. Pentru înlocuirea unor conducte și vane de legătură de la stația Palas din Constanța, Raja va întrerupe furnizarea apei potabile în Constanța din noaptea de miercuri, 17 noiembrie, ora 22, până joi, 18 noiembrie, ora 14. Investiția face parte din contractul de lucrări în valoare de peste 48 de milioane de lei derulat prin programul operațional Infrastructură Mare. De lipsa apei vor fi afectați consumatorii din cartierul Palas și zona industrială Oierie Palas, cartierele Brătianu și Medea, zona industrială, cartierele kilometru 4, kilometru 4-5 și veterani, cartierele Far, Abator, Gară, Icil, Casa de Cultură, Inel 1, Inel 2, Coiciu și Compozitori, dar și localitățile Cumpăna, Lazu, Agigea, Eforie Nord și Techirghiol. Raja anunță că va executa 6 lucrări de schimbare și refacere cămine de vane de pe magistralele ce pleacă de la stația de tratare și pompare, Palas, care asigură apa potabilă pentru o mare parte a municipiului Constanța. Se anunță vreme frumoasă cu soare mâine pe litoral și temperaturi plăcute de toamnă. La noapte în Constanța cerul va fi variabil și minimele coboară până la 5 grade Celsius. Prima zi de weekend se menține însorită cu nori trecători, iar maximele urcă până la 13 grade Celsius. La noapte în Cernavodă cerul va fi acoperit, vântul va sufla slab și temperaturile se vor situa în jurul valorii de 2 grade Celsius. Mâine se anunță vreme frumoasă cu soare și se vor înregistra 14 grade la prânz. Cel mai mult senin la noapte în Mangalia, cu temperaturi de 4 grade în termometre. Soarele va alterna cu norii sâmbătă și termometrele vor indica 12 grade la prânz. Simona Halep s-a retras de la Linz. Din păcate, nu pot juca în semifinala din această seară după ce m-am accidentat la genunchi în meciul de ieri. Aș face orice să pot juca, dar este umflat și dureros și jucând nu aș face decât să înrăutățesc situația. Vreau să mulțumesc foarte mult organizatorilor turneului și fanilor de aici din Austria pentru o săptămână fantastică. Sper să mă întorc, a spus Halep pe o pagină de socializare. Joi seara la Linz ar fi urmat să aibă loc un duel 100% românesc în semifinalele turneului de tenis feminin de la Linz, între Jacqueline Cristian și Simona Halep. Tenismena a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care vorbește despre provocările cu care s-a confruntat în 2021, atât din punct de vedere personal, cât și profesional. România Under 20 a învins-o cu 2-1 pe Polonia Under 20 într-un amical disputat la voluntari pe stadionul Anghel Iordănescu. Eduard Radăslăvescu și Robert Mustacă au adus victoria României Under 20 în fața Poloniei Under 20 într-un nou amical tranșat în favoarea lor de elevii lui Bogdan Lobonț. Rada a fost felicitat și de Farul pe pagina de Facebook. Cel mai mic e cel mai bun. Pentru România Under 20 urmează un meci foarte greu în deplasare împotriva Italiei pe 15 noiembrie. Minutul 33. Gol România! A înscris pentru formația noastră jucătorul cu numărul 10, Eduard Radaslavescu. România 1, Polonia 0. Fără cei 9 internaționali, dar cu campionii grupelor de junior la un nou antrenament. Jucătorii de la Farul continuă să se pregătească pentru meciurile viitoare. Echipa de la Malul Mării va întâlni UTA Arad pe teren propriu pe 20 noiembrie de la ora 15. Un american a luat 7 medalii de la campionatele României de gimnastică. Sportivul de 17 ani, cu părinți români, născut în Statele Unite, a câștigat 4 medalii de aur, 2 de argint și una de bronz. Puștiul va merge la colegiul în America și va concura pentru echipa națională de gimnastică a României.
Din dragoste pentru gimnastică, Nicola Sarcă, puștul de 17 ani născut în Tennessee, a lăsat America și câștigă medalii peste medalii în România, țara de origine a părinților săi. La ultimul concurs la care a participat, campionatele naționale de junior, sportivul a plecat acasă cu 7 medalii, dintre care 4 de aur. Cum te simți după atâtea medalii câștigate? Mă simt bine, sunt mândru, dar știu că pot să fac mai bine la integrale și astea. Pandemia de coronavirus l-a ținut pe Nicolas blocat în România un an și jumătate. Abia acum 3 luni a reușit să-și viziteze rudele și prietenii din America. Cum? Am fost peste vară și... Ți-e dor? Da, mult. Te gândești să te întorci acolo? Da, o să merg, cred că, după Crăciun și o să concurez și acolo, sper, la câteva concursuri. Tânărul știe cum va arăta viitorul lui. Păi, acum vreau să merg la colegiul la anul viitor, să fac gimnastică la colegi, dar vreau să fac și concursuri cu echipa României. Știrile amiezii la Toto TV au ajuns la final. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, ne puteți contacta la adresa redacția@tototv.ro, pe pagina noastră de Facebook la Toto TV, dar și pe Instagram. Și nu uitați, pentru informații actualizate, intrați pe site-ul nostru www.dototv.ro. Eu sunt Ivet Mârza, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi frumoasă!